Vrei să devii un pictor faimos, dar n-ai ținut niciodată o pensulă în mână? Nu-ți face griji, cumpără produsul nostru de top, pachetul Da Vinci, și întrece-l chiar și pe Leonardo! Imediat ce-l vei cumpăra, viața ta artistică se va schimba pentru totdeauna! O să devii un pictor profesionist! Îți promit! Sammy, dar nu-i adevărat? Hă? De ce? Păi, vopselele sunt ok, dar un pieptăn și bețișoare de urechi, serios? Sfinte tibidaba, Susan, ai nevoie de pachetul ăsta și o să-ți arăt cum să-l folosești! Salutare, prieteni! Urați bun venit lui Susan, sceptica noastră de azi! Salută-i, Suzy! Ah, Sammy, bună, dragilor! Și nu sunt sceptică, sunt doar realistă! Șmecherul Sam o să-ți demonstreze că te înșeli! Pregătește-te să rămâi cu gura căscată! Ok, acum avem materiale tradiționale, cum ar fi vopselele acrilice și un cuțit de pictură. Putem crea ceva magic și cu ele, cum ar fi un tablou 3D. Mersi, Sam! Un tablou 3D? Avem nevoie de ochelari special ca să-l vedem? Nu, doar de priceperea ta și de un strop de imaginație! Pune vopselele! Bun, m-ai convins! Să facem! Dragilor, uitați ce culoare vibrantă! Și vopseaua e așa de groasă! Și e și un antrenament grozav! Pot să vând pe post de aparat de fitness! Dar merge doar pentru slime-uri! Oricum, hai să folosim toate culorile pe care le avem! Wow, seamănă cu un curcubeu! Pregătește-te! Șmecherul Sam o să-ți împărtășească o tehnică secretă pentru un tablou 3D simplu! Uhu! Ador începutul! Acum hai să alegem culorile! Ok, o să încep cu... asta! E așa drăguță! Eu o să aleg altă nuanță atunci! Privește cu atenție, e cea mai importantă parte! Întinde vopseaua cu spatele cuțitului! Așa, te descurci grozav! Opa, cred că nu e suficientă! E ok, mai pune puțină ca mine! Acum sunt pregătită să încep! Wow, e atât de palpitant! Presează cuțitul de pictură pe pânză! Am înțeles, să mânjim tabloul! Felicitări, Suzy, e prima ta pată 3D! Continuă! Acum sunt de neoprit, vreau mai mult! Ok, ajunge, hai să schimbăm nuanța! Pot să o iei de-a mea! Hai să apăsăm iar și să întindem vopseaua! Ura! Și pachetul Da Vinci a dat-o pe brază pe sceptica noastră! Chiar merge, dragilor? Ar trebui să încercați și voi! Siu, e timpul să schimbi iar culoarea! Hai să luăm o culoare la nimereală acum! Te aleg! Pe tine! Oh, super! Ce zici, Sammy? Ce creativ! Ar fi trebuit să facem asta mai demult! Eu, cum merge treaba? Dragilor, priviți! Mai avem o singură culoare pe paletă! Este un nou trend în arta modernă! Și nimic nu ar fi posibil fără... pachetul Da Vinci! Tabloul nostru este aproape gata! Deci, te-am făcut să te răzgândești, a? Clar! Ce urmează? Prieteni, o să testăm acest bețișor de urechi magic! Da Vinci ar fi invidios! Wow, ce cool! Hai să trecem mai departe! Facem al doilea tablou și eu vreau să pictez flori de data asta. Suzy, grăbește-te! Trebuie să aleg culoarea pentru fundal! Stai o secundă! Poate ar trebui să le aleg pe astea cu petale albe? Ok! Fundalul trebuie să se asorteze cu albul! Grozav! Sau să aleg maci ăștia roșii? Roșii? Ok, să fie roșii atunci! M-am răzgândit! Hai să pictăm niște trandafiri roz frumoși! Roz? Bine! Uite culoarea pentru fundal! Of, ce alergătură grea! Hai să începem prin a pune culoarea pe paletă! Wow, ador culoarea asta! E ca un albastru de cer senin! Primii pași sunt super simpli! O să aplicăm vopseaua pe pânză și apoi întindem folosind o pensulă lată și plată, floare la ureche! Ah, e atât de relaxant! Încercați să rămâneți concentrați, totuși!
Trezirea, somnărici! Hai să trecem la următoarea etapă! În sfârșit! Ura! E rândul meu să strălucesc! Stai să te ajut, superstarule! Ia uitați, prieteni! Suzy, un cuțit pentru pictură, te rog! Mersi! Ah, o să folosim tehnica de la tabloul 3D, nu-i așa? De data asta o să combinăm metode diferite! Pregătește-te pentru o mare surpriză! Hai să facem niște pete de vopsea cu un cuțit pentru pictură! Sfinte plăcinte! Susan e fermecător! Șmecherul Sammy aici cu o nouă pauză publicitară! Pata asta nu seamănă deloc cu o floare! Dar cu bețișorul de urechi Da Vinci 2000, tabloul o să vă depășească imaginația! Mișcați-vă mâna în spirale așa! Ha! Deja arată ca niște petale! Bețișorul de urechi 2000 funcționează! Iar azi îl puteți achiziționa la cel mai mic preț! Sammy, noi nu vindem nimic aici, ci doar ne oferim sfaturile creative! Ok, hai să ne bucurăm de proces atunci! Dați un like dacă vă place tehnica asta! Avem boboci de trandafir, dar nu avem frunze! Nu merge! Hai să desenăm niște frunze verzi pe aici, alternând dimensiunile! Ia uitați, și Sammy a pictat niște frunze! Da, nu vreau să-mi pierd îndemânarea! Stai, Suzy! Mi-a venit o idee grozavă! Da! Ups! Se pare că am distrus tabloul! Wow! E o idee genială! Sammy, ești pe val azi! De fapt a fost o greșeală, dar a mers! O altă pictură e gata! Putem să ne deschidem o galerie în curând? Așa! Nu până vom testa pieptenul precis! E ultimul obiect din pachetul Da Vinci! Ok, pe cine îl pieptenăm cu el? Poate chiar pe pictor? Nu, dar ai fost pe aproape! Mai întâi, hai să aranjăm biroul! Dragilor, pregătiți-vă! O să ne murdărim! Apropo, unde să pun pânza? Folosește suportul ăsta! Pune pânza pe el! Dragilor, un șevalet nu merge de data asta! Pânza trebuie să fie întinsă pe orizontală! Nu uitați de păhărelele de plastic! Și gata, suntem pregătiți! Păi și ce facem? Sărbătorim ceva? Suzy, concentrează-te! Alea sunt pentru vopselele lichide! Scuze, am rotat partea aia! Ce culori să alegem? Interesant! Bun, am creat deja o paletă, ce zici? O ador! Hai să umplem paharele cu nuanțele alese! Ok, acum avem vopsele și o pânză goală. Hai să facem o magie! A zis cineva magie? E știință, draga mea! Trebuie să respecti regulile! Ah, vrăjitorule înțelept, învață-mă, te rog! Cu ce culoare ar trebui să încep? Vopsificus alegus! Asta e bună, Susan! Atunci albastru să fie! Acum, ține paharul deasupra pânzei și începe să torni vopseaua pe margine! Nu-i așa greu! Dragilor, urmați-mă și faceți o mică baltă de vopsea! Pictați o dungă lată cu vopsea acrilică și îndreptați iar paharul! Ești o domnișoară tare isteață! Fă la fel cu nuanța aia! Floare la ureche! După, o fac iar cu cea de-a treia culoare? Acum înfur meseria! Oricum, ai dreptate! Hai să o facem! Dragilor, ia uitați, vopselele nu se amestecă! Hai să umplem pânza cu benzi colorate! Așadar, ați învățat câteva tehnici simple, dar nu sunt suficiente? Atunci... am nevoie de microfon! Atunci acest pieptăn precis o să vă dea pe spate! Suzy, asistenta mea, o să vă demonstreze cum funcționează! Trebuie doar să treceți un pieptăn prin dungile de vopsea! Așa! Ah, ce plăcut e!
și apoi veți obține un rezultat minunat! A fost uluitor! Hai să dublăm rezultatul! Fă-o încă o dată! Eh, nu o să mint! Aș cumpăra și eu pieptenul precis! Și poți să-l cumperi și tu! Sună la... Upsii! Da, nu e o reclamă adevărată, dar puteți reproduce și voi ușor acest tablou acasă! Și veți obține și voi niște rezultate uimitoare! Dragilor, hai să ne admirăm iar mini-galeria de artă! Rămâneți alături de noi! Deci, scobitoarea asta înlocuiește bețișorul nostru de urechi și periuța asta de dinți poate fi folosită în loc de... Da, este similar cu pieptenul precis! Oh, a fost să-i dau pe toți în judecată! Nu te supra-solicita! Pachetul Da Vinci a demonstrat deja că e cel mai bun de pe piață! Prieteni, aveți și voi aceeași părere? Dați-ne un like dacă v-au plăcut creațiile noastre de azi! Și nu uitați să vă abonați la canalul nostru! Avem multe idei de împărtășit! Pe curând!